Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Bun găsit tuturor! Începe Fără Prejudecăți la Televiziunea Română. Sunt Ovidiu Damian și vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Vă reamintesc că misiunea noastră este interpretată și în limbaj mimicogestual. Asta pentru ca mesajul nostru să ajungă și la persoanele cu deficiențe de auz. Asociația Down Active Moldova oferă sprijin și consultanță familiilor care au un copil cu sindrom Down. Discutăm chiar acum cu președintele acestei asociații. Este de la Botoșani, este invitatul meu, Dan Pălimariu. Te salutăm, Dan, îți mulțumim foarte mult pentru că ești astăzi alături de noi la Fără Prejudecăți. E o experiență prin care și voi și familia voastră a trecut, voi fiind părinții lui Andrei, un copil, un, aș putea să spun, adolescent acum, dar pe care noi îl cunoaștem de atunci, de când era mic. Și chiar tu spuneai la un moment dat, cu ani în urmă, nimeni nu era alături de părinții care aveau o astfel de situație. Informațiile erau puține, resursele erau și mai puține, părinții fiind nevoiți să se descurce cumva singuri. A fost acesta, Dan, și cazul vostru în momentul în care ați pornit la drum. Pe ce v-ați bazat? Ce v-a ajutat? Cum ați făcut față acestei situații? Desigur, este o situație comună tuturor familiilor cu copii cu dizabilități, nu neapărat celor cu sindrom Down, dar cei care au un copil cu sindrom Down chiar de la naștere au un șoc și nu sunt pregătiți nici de către medici, neonatologi sau de societate, de comunitate, să știi cum să abordezi situația, ce au de făcut, cum pot interveni. Și în primul rând au mamele și tații, desigur, au nevoie de sprijin psihologic pentru a trece de prima veste, să zic așa. Unde ați găsit acest sprijin? Cum a fost pentru voi? Ați avut parte, nu știu, de o consiliere psihologică, poate la maternitate sau după? Oferă statul, autoritățile un astfel de serviciu sau ați fost nevoiți să căutați voi singuri? Din păcate nu se oferă nici acum, după 20 de ani de când îl avem pe Andrei, un sprijin profesional direct din maternitate. Avantajul nostru, să zic, și al lui Andrei a fost pentru Andrei este născut în Grecia, a înlocuit acolo și cumva abordarea specialiștilor la naștere era cu totul alta față de ce se întâmpla în România. Pentru noi ca părinți n-am știut, nu am avut cunoștințele necesare, n-am avut contacte cu persoane cu sindrom Down până atunci și ne era foarte greu să aflăm informații în anul 2001. Internetul nu era la nivelul de astăzi. Servicii sociale, doamnelor, domnilor, organizate de către părinți. Și tu spuneai cât de importantă e intervenția timpurie pentru acești copii. Despre faptul că atunci când ați revenit în România, de multe ori l-ați luat pe Andrei, l-ați suit în mașină și ați mers la Suceava, în alte locuri, pentru că în localitatea de domiciliu au fost situații în care voi nu ați avut acces sau nu au fost servicii necesare recuperării lui. Ori părinții ajung să se descurce cum pot cu resursele lor personale, tocmai pentru a-și aduce copiii la un nivel cât mai mare de independență și, evident, e și cazul vostru. Într-adevăr, lipsa serviciilor sociale, își pune un cuvânt greu în dezvoltarea tinerilor cu dizabilități din România. Părinții, în momentul în care apare un copil cu sindrom Down, în cazul nostru, în familie, cel puțin unul din părinți renunță la cariera lui și se dedică creșterii copilului. E o situație pe care cumva trebuie să o abordez doar în felul ăsta, nu neavând alte servicii sociale la care să apelez. Și ulterior, veniturile familiei ajută mai departe să poată, pentru că sunt unde se mai găsesc în unele orașe anumite terapii, terapeuți, sunt contracost și atunci
nu toate familiile își permit pe termen lung, da? Terapiile astea nu sunt pentru 10 ședințe, da? Deci e un mod de a învăța pe tot parcursul vieții. Noi acum cu Andrei la 20 de ani încă învățăm, nu se oprește niciodată din învățare și atunci trebuie resurse, da? Să spunem și despre faptul că, iată, aflându-vă cumva în această situație în care n-ați beneficiat de foarte mult sprijin din partea unor instituții care ar trebui să ofere acest sprijin, ați venit la aceasta, ați ajuns la această idee de a înființa Asociația Down Activ Moldova. Cumva ce n-ați avut voi, încercați acum să dați altora aflați în nevoie, pentru că despre asta este vorba. Vă spuneam la începutul intervenției noastre, doamnelor, domnilor, Asociația Down Activ Moldova însoțește părinții, însoțește familiile, are programe pentru tineri, dar ne spune Dan despre ce este vorba, cum le-a venit ideea înființării acestui ONG și ce faceți în momentul de față. Da, ne-am gândit mult, chiar ne-am gândit până să ne decidem să facem asociația, pentru că o vedeam ca un mare efort și mă gândeam la, poate la un moment dat mă gândeam că îmi va lua din timpul acordat copilului. Dar mi-am dat seama că doar așa, într-o comunitate, putem dezvolta mult mai mult decât individual. Doar aducând familia aproape. Și era, cineva trebuia să fie motorul, cineva trebuia să înceapă. Știți, e foarte greu în familiile noastre, în cazul familiilor cu tineri cu dizabilități. La un moment dat dispare entuziasmul și cum să zic, riscul de asta de a te apuca de ceva. N-aș zice, referindu-mă în ceea ce te privește pe tine, o persoană extrem de mobilă, dacă pot să spun așa, care astăzi se află la Cluj-Napoca împreună cu Andrei la Festivalul Flor de Speranță, mâine e în București la o întâlnire cu autoritățile la nivel național, dacă e nevoie, păi mâine e la sediul asociației de la Botoșani. Cumva acest motor pe care îl ai și pe care îl car cu tine tot timpul, impulsionează și alte familii. Și asta, chiar asta vreau să te întreb. De unde ție această energie? Eu sunt un tip activ și cu inițiativă. Cred că avându-l, după ce l-am avut pe Andrei, dacă eu mă pot, nu mă pot concentra mai mult de 90%, că mai mult simt eu că nu-mi face bine. Din momentul în care l-am avut pe Andrei și am știut că Andrei nu poate să se autoreprezinte, m-am motivat 200%. De acolo îmi vine energia. Au fost și momente în viața voastră și am discutat cu ani în urmă la Fără Prejudecăți și asta e o durere comună, din păcate, a familiilor care au copii cu sindromul Down, atunci când vorbim despre incluziune școlară. Adevărata incluziune școlară sau barierele în ceea ce spunem noi incluziune școlară sunt foarte bine cunoscute de către părinți, mai ales vreau să vă spun faptul că Dan și soția lui, iată până la urmă toată povestea asta lui Andrei, a fost la un moment dat puternic pusă sub semnul întrebării de învățământul ce ar trebui să integreze în România. Știu că au fost multe probleme, nu, școli care n-au fost de acord cu prezența lui Andrei într-o manieră inclusiv acolo, dar iată, din nou, spiritul tău bătăios nu s-a lăsat în momentul acela și Andrei n-a rămas pe din afara sistemului de învățământ, tocmai datorită eforturilor voastre. Desigur, priveam reclama de la începutul emisiunii voastre, da, unde acum apare pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Exact, deci ăsta cumva a venit pe TV după situația, după ceea ce ni s-a întâmplat nouă într-o școală din Botoșani, da? Și nu cu toți profesorii, acum nu îi băgăm pe toți la un loc, dar anumite cadre didactice n-au fost, nu să zic,
Da, nu au fost așa cum trebuie să fie, cum ar trebui să fie în meseria asta de educator. De ce, Dan? De ce? Ce ți s-a spus? Întreb, cum poate un copil cu sindromul Down, mai ales Andrei, acum eu sunt subiectiv pentru că îl cunosc pe Andrei, dar în genere când vorbim despre copii cu sindrom Down, nu există, sau în foarte rare cazuri există manifestări agresive, în rest, mai degrabă putea spune că acești copii, acești tineri au o afectivitate extraordinară. Cu ce poate să deranjeze procesul educațional un copil cu sindrom Down integrat în școala de masă? Ce ți s-a spus? Care au fost motivele refuzului? Știți, problema nu era Andrei sau manifestările lui Andrei. Acolo erau un set de prejudecăți pe care le aveau doamnele, da? Pe diferite cazuri sau diferite povești pe care le știau ei despre diferiți tineri cu dizabilități, nu neapărat sindromul Down. Și întotdeauna era ceva, un drop de sare deasupra lor și dacă se va întâmpla, dacă nu, dacă așa, dacă. Și eu eram tot timpul acolo și spuneam, nu e nicio problemă, noi suntem aici. Orice este nevoie, materiale, sprijin, venim, ajutăm, aducem tot ce este nevoie. De fapt, nu era asta. Acolo a fost o problemă de orgoliu în care vroiau să ducă școala la un nivel de performanță, o școală de cartier, de asta. Dar știind sistemul din spatele, modul în care inspectoratele judecă performanța școlilor, prin eliminarea copiilor sub un anumit nivel. Înțelegeți? Deci primul caz a fost al lui Andrei, era un copil într-adevăr cu certificat de handicap. Dar doamnele nu aveau problemă să elimine și copii tipici cu un nivel mai redus. Aha, adică deci înțelegem că educația din acel punct de vedere, din situația care s-a întâmplat la Botoșani, e doar pentru o anumită categorie de copii capabili de rezultate superioare. Restul, chipurile cu dizabilități sau cu performanțe mai modeste, nu fac cinste școlii, drept care trebuie dați la o parte. Exact așa, deci eu am surprins o discuție în care doamnele își aranjau câți până în clasa 8-a trebuie să iasă din clasa respectivă, ca la 8-a să intri toți la evaluarea națională și să aibă ratingul ridicat. Cam așa se discuta, știți? Și atunci Andrei nu era, era doar o... Noi am fost prima, să zic, să o lovi de piatra cea mai tare. Da, e de menționat aici și faptul că Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități a oferit atunci sprijin consultanță. De altfel, Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități a intervenit și în așa numitul sau maniera în care noi am numit cazul de la Pitești, pentru că așa i-am spus în emisiunea Fără Prejudecăți la acea vreme. Vă reamintesc pe scurt, doamnelor, domnilor, o situație în care un copilaș tot cu sindrom Down la Pitești, integrat în școala de masă, a făcut obiectul unor manifestări în stradă, asta pentru că directorul acelei instituții de învățământ a instigat părinții celorlalți copii, a spus: eu ca director nu pot să fac nimic pentru că mă va penaliza presa și așa mai departe, însă dacă voi ca părinți ai copiilor tipici ieșiți în stradă și demonstrați împotriva prezenței acestui copil în școală, atunci există șanse mari ca el să fie eliminat. O situație îngrozitoare până la urmă, da, o situație abominabilă în România nu cu mulți ani în urmă, domnilor, acum vreo 3 sau 4 ani. Și iată, datorită acestor părinți care nu încetează să spere și să creadă în copiilor și în șansele lor de incluziune, ajungem astăzi ca inclusiv televiziunile din România și posturile de radio, instituțiile media, să fie obligate, pentru că mesajul pe care dumneavoastră l-au zis la începutul și la finalul emisiunii noastre este până la urmă o reglementare CNA, pe care cu ajutorul vostru am introdus-o în legislație. E până la urmă meritul lui Andrei, faptul că acest mesaj inclusiv rulează astăzi pe televiziunile și pe instituțiile media din România. De altfel, Andrei, un copil care obține performanță în not, atât în țară cât și peste hotare. Nu să ne amintim doar de deplasările voastre în Franța și de rezultatele pe care ele au obținut acolo. Un copil, de altfel, iată, căruia nu i s-ar fi permis accesul în învățământul din România. Cât de ironic. Da, din păcate lucrurile pentru Andrei cumva până la urmă s-au redresat și nu numai pentru Andrei, noi am avut, să zic, de plătit așa polița asta și de luptat,
dar sper că am deschis drumul multor altor familii și tineri care urmează să intre în instituțiile de învățământ din România. Și cred că ceea ce apare acolo, că au dreptul, tineri cu copii cu dizabilități, au dreptul de a învăța în orice școală, este foarte important pentru mentalul social. E mai greu după aia să vină o doamnă oarecare sau cu o funcție să adune părinții și să mai aibă justificare pe cine lasă sau cine îi permis să intre în clasa sau în școala respectivă. De altfel, eu spuneam tot timpul să nu uităm că școala nu este a profesorilor, școala este a comunității. Da? Noi toți am hotărât să avem nivel, să avem, da, toată comunitatea, am stabilit niște criterii, da, suntem de acord, toți copiii să învețe în școli. Exact, că este dreptul fiecărui copil, dreptul acesta la educație. Da. Atunci nu are dreptul niciun profesor, nici director sau inspector, da, cum a fost în cazul nostru, să hotărască, să decidă cine și cum are acces în școala respectivă, pentru că nu este și... Este dreptul fiecărui copil, da, să aibă acces la educație, precum este dreptul fiecărui copil să aibă acces la activități terapeutice în vederea recuperării sale și dreptul părintelui la un moment dat să tragă o gură de aer și să aibă un moment de respiro. Și aici avem o veste extraordinară, pentru că Asociația Down Activ Moldova și Dan Pălimariu nu s-a oprit după ce l-a văzut pe Andrei integrat în școala de masă, ci au început un lucru extraordinar, anume construcția unui centru de respiro, da? Care oferă părinților acest răgaz, această liniște de o zi, de poate de câteva ore, în care știu, copilul lor este în siguranță, nu? Și poate desfășura anumite activități, iar părintele poate să-și rezolve anumite probleme. Te-ai înhămat la acest proiect, care nu e lucru ușor și pe care eu sper în foarte scurt timp o să-l vedem chiar pus pe picioare și chiar în funcțiune. Vreau să ne dai un status. Centrul Respiro este un centru rezidențial pentru persoane adulte cu dizabilități. Funcționează ca un centru de zi. Are o capacitate de 4 locuri pentru situațiile de criză. 4 paturi. Important la un centru Respiro nu sunt așa de mult paturile, pentru că nu este un centru rezidențial pe termen lung, ci activitățile de club pe care le pot desfășura în timpul zilei atunci când ei sunt acolo, împreună cu ceilalți. Cel care rămâne în centru, dintr-o situație de criză, se întâmplă ceva cu el sau cu aparținătorul, el va avea în timpul zilei parteneri cu care va face activități, specialiști cu care vor avea activități în centru. Și o ultimă întrebare, Dan, pentru că suntem la finalul intervenției noastre. Când crezi că vom intra din nou în legătură vorbind, având imagini direct din centrul vostru de respiro? Cam care e termenul de finalizare a acestui proiect extraordinar? În februarie 2023 ne vedem la inaugurare. Februarie 2023, nu mai e mult până atunci. Îți mulțumesc foarte mult pentru că ai fost alături de noi la Fără Prejudecăți. Mult, mult succes, salutări tuturor celor de la Down Activ Moldova. Și evident, a fost o perioadă în care nu ne-am putut vedea datorită restricțiilor legate de pandemia de coronavirus, dar sper în curând să avem ocazia să ne revedem. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim și noi pentru invitație, multă sănătate! Și apropo de acest aspect menționat de Dan, doamnelor, domnilor, atunci când ne gândim la incluziunea copiilor cu dizabilități în școala de masă, vreau să împărtășesc cu dumneavoastră o situație pe care am trăit-o în urmă cu 2 ani, atunci când la Cluj-Napoca, probabil știți, s-a desfășurat Olimpiada Internațională de Matematică. România era gazda acestui eveniment, pornit cu ani în urmă tot de România. Ei bine, persoana care a rezolvat perfect toate subiectele și care a luat medalie de aur, o persoană din Statele Unite ale Americii, era un tânăr cu sindrom Asperger, cu tulburare de spectru autist. Atunci când ne gândim că cei cu dizabilități n-ar avea ce să caute în învățământul de masă, iată, unul dintre geniile lumii, și se știe acest lucru, genialitatea nu cunoaște handicap. Vom discuta imediat chiar despre un serviciu care are activități de incluziune pentru tineri, pentru adulți cu tulburări de spectru autist de la Timișoara. Fundația Pentru Voi va fi alături de noi, însă până atunci îl urmărim pe
colegul meu Mihai, bune practici în domeniul dizabilității. Priviți! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Sunt Mihai Arsenie. Bun găsit la rubrica Bune practici în domeniul dizabilității. Fundația World Vision România a creat Școala Părinților și face apel la includerea educației parentale într-un program național. Din păcate, violența și formele de abuz sunt prezente în continuare în familiile din România. Conform ultimelor statistici ale Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, în anul 2020 a fost raportate către autorități peste 14.170 de cazuri de abuz, neglijare și exploatare a copilor. Atitudinea părinților față de educația școlară este un alt indicator analizat de rapoartele World Vision România. Astfel, pentru 30% dintre părinți consideră că rețeaua socială și cunoștințele sunt mai importante decât educația pentru a-ți găsi de lucru. În plus, în 80% dintre gospodării, copii și tineri de toate vârstele, de la grădiniță la liceu, lucrează acasă făcând curățenie, îngrijind animalele sau având grijă de alți membri ai gospodării, de cele mai multe ori în detrimentul școlii. În România, nu există în prezent un cadru legal național sau o coordonare între furnizorii de servicii de educație parentală și nici nu se cunoaște măsura în care serviciile de educație personală oferite în prezent acoperă nevoia reală. De aceea, World Vision România a creat Școala Părinților, o inițiativă destinată părinților care își propune să le ofere acestora instrumentele necesare pentru a-și crește copiii fără violență, cu căldură și înțelegere, conștientizând importanța școlii pentru viitorul acestora. World Vision România lucrează cu peste 20.000 de copii și părinți din 500 de comunități rurale, iar de peste 30 de ani în centrul activității sale, bunăstarea copiilor și accesul acestora în educație inclusivă de calitate. Vă mulțumesc pentru atenție, sunt Mihai Arsenie și vă aștept și săptămâna viitoare la rubrica Bune practici în domeniul dizabilității. La revedere! Am revenit în platou, doamnelor, domnilor, urmăriți fără prejudecăți și vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi. De la Botoșani mergem acum la Timișoara. Vă spuneam, Fundația Pentru Voi de la Timișoara, model de bune practici în incluziunea tinerilor și adulților cu tulburări de spectru autist. Laila Onu, director general al Fundației, e alături de noi. Te salutăm, Laila. Mulțumim foarte mult pentru că ești la fără prejudecăți. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să fiu din nou invitata voastră. O tradiție, am putea să spunem, în servicii sociale pe mai multe paliere. E un demers pe care voi l-ați început nu mult după Revoluție. Pe scurt vreau să ne spui povestea Pentru Voi de la Timișoara și iată ce reușiți să faceți în contextul incluziunii, inclusiv pe piața muncii, pentru că luna mai e luna economiei sociale. Pentru Voi a fost înființată de către Organizația Părinților cu Copii cu Dizabilități Intelectuale din Timișoara, împreună cu o fundație olandeză,
Și a izvorât practic din nevoia părinților de a găsi un răspuns la întrebarea ce se va întâmpla cu copiii noștri atunci când noi nu vom mai fi. Este întrebarea care tulbură întotdeauna orice părinte al unui copil cu dizabilități, mai ales în condițiile unei țări lipsite de servicii comunitare și de servicii sociale de calitate în general pentru persoanele cu dizabilități. Primul nostru proiect, de fapt, a fost un centru de zi pentru adulți cu dizabilități intelectuale, Centrul de zi împreună, care a fost primul de acest tip din România și și-a început activitatea în 1997. Deci, fundația are mai mult de 25 de ani Mulți înainte. Și de la acest serviciu al centrului de zi, voi ați ajuns în momentul de față la mai multe centre de zi, la locuințe protejate care au un nivel, să spunem, mai redus sau mai crescut de independență. E o paletă extrem de largă de activități pe care voi ați reușit să o dezvoltați la Timișoara. Așa este, avem 3 centre de zi. Acum, în total, 150 de persoane cu dizabilități frecventează aceste centre de zi ale noastre. Sunt pe nivele, în sensul că într-unul din centre nivelul este cel mai ridicat și acolo insistăm mult pe deprinderi lucrative și pe pregătirea pentru angajare în muncă, iar după aceea susținerea în menținerea unui loc de muncă. Apoi avem centre de zi pentru un centru de zi pentru persoane cu dizabilități severe, profunde și asociate, și al treilea de mijloc, ca să spun așa, care e la mijloc celor două. Ca și locuințe protejate avem 6, dintre care 3 sunt maxim protejate pentru persoanele cu dizabilități severe, din nou, și unde maxim sprijinul... protejate, adică ne spui de fapt un sprijin, o asistență 24 de ore din 24? Exact, 24 de ore din 24 sunt, încă o dată spun, persoane cu dizabilități foarte severe. Multe nu au limbaj verbal, au nevoie de asistență și de sprijin pentru a-și face sarcinile de zi cu zi, începând cu îmbrăcat, spălat și așa mai departe. Apoi avem... Deci 3 astfel de locuințe și alte 3 sunt locuințe minim protejate, adică locuințe în care nivelul beneficiarilor este mai ridicat, unii dintre ei au și un loc de muncă, se pot descurca singuri și unde sprijinul și supravegherea au un caracter planificat, dar nu permanent. Și spuneai puțin mai devreme despre asistarea pe care o oferiți, despre sprijinul în găsirea unui loc de muncă, în păstrarea unui loc de muncă. Mai dă-ne, te rog frumos, detalii despre maniera în care se desfășoară acest proces. Au fost schimbări legislative care au zdruncinat puternic zona asta a serviciilor, a părților care se ocupau de atelierele protejate. S-a spus odată cu lansarea acestui pachet legislativ și de fapt am văzut după aia că nu era adevărat faptul că va exploda integrarea pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități prin pârghiile pe care chipurile aceste modificări legislative le-ar fi adus. În practică, atunci când mergem la firul ierbii, vedem că de fapt lucrurile n-au stat deloc așa și că ONG-urile au traversat perioade extrem de dificile prin aceste schimbări. Programul nostru de angajare în muncă sprijinită a început în 1999, deci și aici avem o lungă experiență, ca să spun așa. Am avut și succes, am avut și eșec în angajarea în muncă și din fiecare eșec am încercat să învățăm ceva și să ne îmbunătățim procedurile de lucru în așa fel încât să reușim data următoare să încadrăm persoana respectivă în muncă. Tot din experiență pot să vă spun că cel mai greu lucru nu este să găsești un loc de muncă, ci să păstrezi. Deci odată găsit locul de muncă, să reușești persoana cu dizabilități intelectuale să reușească să și-l păstreze. Iarăși, un lucru la care poate că nu ne-am fi așteptat și la care nu ne gândim, este că principala cauză a eșecului nu este lipsa de abilități lucrative, ci lipsa de abilități sociale. Am învățat pe parcursul acestor ani că un minimum de abilități sociale este necesar păstrării unui loc de muncă.
și este mai important, poate, pe piața muncii decât, decât abilitățile lucrative. Tu dădeai exemplu înainte acelui băiat cu Asperger care a câștigat olimpiada de matematică. Eu o să-ți spun că grupul celor care, cu care sau pentru care angajarea în muncă este cea mai dificilă este exact cel al tinerilor cu, sau al adulților cu autism. Aici am avut cele mai puține succesuri. Pentru de ce? Că, de ce s-a întâmplat acest lucru? Pentru că abilitățile sociale ale persoanelor cu autism sunt deficitare și de aceea atunci când vorbim de încadrarea în muncă a unei persoane cu autism, trebuie foarte mult să adaptăm mediul de lucru. Deci partea de adaptare e foarte dificilă. Sigur, paradoxal, pandemia cu generalizarea digitalizării și a muncii de la distanță, telemunca și așa mai departe, este un avantaj din acest punct de vedere pentru acest grup de persoane, pentru că pentru ei partea de socializare este cea care ridică cele mai mari probleme și nu partea intelectuală, unde pot avea rezultate foarte, foarte bune. Ca să revin la partea de unități protejate, pentru că m-ai întrebat de legislație, în timpul guvernului Tudose, într-adevăr, s-a dat acea famoasă ordonanță de urgență care a desființat, practic, unitățile protejate. Acum s-a revenit de anul trecut, din august. Între timp, Curtea Constituțională a decis și ea că o parte din articolul dat de articolul din ordonanța guvernului Tudose, care desfința unitățile protejate, este neconstituțională. Deci acum avem o cârpeală, ca să zic așa, în sensul că avem și un text legislativ adoptat de guvern și avem și un articol rămas, un paragraf rămas din vechiul articol, pentru că a fost declarat neconstituțional de Curtea Constituțională. Cât de tare v-au afectat pe voi, pe cei care lucrați acolo la firul ierbii, spuneam, cu beneficiarea aceste bâlbâieli, nu pot să le spun altfel, legislative? Mult. Ne afecta mult, nu numai pe noi, ci practic marea majoritate a unităților protejate au rămas fără posibilitatea de a se menține pe piață, pentru că nemai existând niciun fel de avantaj fiscal sau de orice fel, practic erau unitățile protejate, trebuiau să acționeze pe o piață complet liberă împreună cu alte unități economice care nu au angajate persoane sigur, cu dizabilități. Sigur. Și bineînțeles că nu poți să faci față ca și preț și ca și eficiență, pentru că de aceea vorbim de persoane cu dizabilități care au nevoie de mai mult timp pentru ca să execute operații, au nevoie de mai mult sprijin, au nevoie de adaptări. Există în legislația europeană așa numită adaptare rezonabilă pe care fiecare companie ar trebui să o facă pentru a sprijini angajarea în muncă a unei persoane cu dizabilități. Și dacă în cazul unei persoane cu dizabilități fizice, această adaptare rezonabilă înseamnă locuri accesibile, eu știu, toalete accesibile, posibilitatea de a ajunge la birou cu un scaun cu rotile. În cazul unei persoane cu dizabilități intelectuale, adaptarea rezonabilă este mult mai complicată și poate să fie vorba de un job coach, deci de o persoană, un specialist în angajarea asistată care să ajute în acest proces. Poate să fie vorba de un mentor, care poate să fie unul dintre colegi, care de asemenea să sprijine persoana cu dizabilități intelectuale. Deci lucrurile sunt mai complicate, mai e nevoie de mai multă pricepere, de mai multe cunoștințe în acest domeniu și în același timp și costurile, sigur că sunt mai mari. Intenția legii atunci, declarată cel puțin, era ca să se angajeze mai multe persoane cu dizabilități pe piața liberă, ceea ce nu s-a întâmplat, inclusiv, sau mă rog, în special, spuneau cei care erau atunci la conducerea ANPD-ului, în
instituțiile publice. Ei, nu s-a întâmplat acest lucru. Instituțiile publice n-au angajat foarte multe persoane cu disabilități, deci numărul total a scăzut al persoanelor cu disabilități angajate. Numărul persoanelor cu disabilități angajate a scăzut și foarte multe astfel de servicii de unități protejate au, din păcate, au dispărut. S-au desființat. Da, au dispărut, așa este. Ei, acum legislația s-a schimbat, dar e mult mai ușor să dărâmi ceva decât să construiești. Deci ceea ce s-a dărâmat practic de la o zi la alta, în sensul că în august s-a dat ordonanța de urgență și deja din septembrie s-a aplicat și practic s-au desființat unitățile protejate, acum durează ca să reconstruiești. Am repornit și noi, unitatea noastră protejată este autorizată de la începutul acestui an, dar sigur că este greu să recâștigăm contracte, să găsim din nou contracte, să pornim activități, să inclusiv o parte din beneficiarii noștri care erau angajați în unitatea protejată, în momentul în care aceasta s-a desființat, au apelat la pensia de invaliditate, pentru că îndeplineau criteriile pentru a fi pensionat. Dar nu asta e ideea, să nu devină asistați, ci să fie persoane care... Exact. Nu asta era, de fapt, ideea și e munca voastră de atâția ani, tocmai pentru a-i scoate de sub acest statut al asistatului și a-i face persoane active în comunitate. Ori, iată, ați fost obligați să vă întoarceți la povestea cu beneficiile. Exact, și există aici un cerc vicios, că odată ce ieși din... deci ești obișnuit să ai un loc de muncă. Poate că mulți dintre noi am văzut în perioada asta de pandemie, că ești obișnuit că te scoli dimineața, te duci la locul de muncă. Ei, în momentul în care îți ieși din această rutină, cum a fost în cazul beneficiarilor noștri care au preferat varianta pensiei de invaliditate, greu revii. Sigur. Mai ales că există această... cum să zic, pe de o parte siguranță în ceea ce privește pensia de invaliditate și pe de altă parte nesiguranță când e vorba de locul de muncă, fiindcă așa cum s-a întâmplat odată, există în mintea fiecăruia și ipoteza că poate se va mai repeta și ajungem iarăși de unde am plecat. Noi încercăm să schimbăm acest lucru și ne orientăm mult spre tinerii cu disabilități, spre cei care acum sunt la începutul vieții active, și care au terminat o școală, fie că e o școală profesională sau orice fel de un centru de zi pentru tineri, pentru copii, pardon, și care acum vin spre piața muncii și spre centrele de zi pentru adulți. Unii dintre ei, și este avantajul, noi lucrăm, cum spuneam înainte, de 20 și mai mult de 25 de ani în domeniu. Și pot să spun că există și vedem diferența între tinerii care veneau la noi acum 25 de ani, tinerii de 18 ani, și tinerii de 18 ani care vin acum la noi. Deci se vede faptul că în acești 25 de ani serviciile pentru copii s-au dezvoltat, școlile speciale și-au perfecționat modul de a lucra și de a dezvolta abilități, atât abilități sociale cât și abilități lucrative, și un număr mult mai mare de persoane cu disabilități au reușit să fie integrate în învățământul de masă, ceea ce se vede foarte mult în modul lor de comportament și în modul în care relaționează și se pot integra într-un colectiv. Și vine din fericire și această veste bună pe care ne-ai dat-o. Repornește unitatea protejată la Fundația pentru Voi la Timișoara. Trebuie să le spun telespectatorilor noștri și vreau neapărat să ne dai câteva detalii despre aceste aspecte cu ani în urmă, pentru că spunea invitata mea la ONU, director general al Fundației pentru Voi de la Timișoara, puțin mai devreme, o activitate a lor începută în 1997. Iată, foarte mulți ani de istorie și de expertiză în spate. Atunci, la ILA, nu vremurile acelea în care luai drumul diverselor instituții internaționale pentru a vorbi despre serviciile voastre, pentru a-i reprezenta pe beneficiarii tăi. Ei bine, de o vreme și nu de ieri, ci de mai multă vreme, ați schimbat optica. Delegații de la Pentru Voi, formate din persoane cu dizabilități, din tineri cu dizabilități, se duc la Bruxelles, la diverse instituții internaționale și se aud o reprezintă. Așa este. Noi avem o echipă puternică de autoreprezentanți.
De fapt, partea aceasta de autoreprezentare, de împuternicire a persoanelor cu dizabilități intelectuale face parte din programul centrelor noastre de zi și desfășurăm această activitate cu toți beneficiarii noștri. O parte dintre ei care au abilități mai bune de a-și pleda soarta și a lor și de a-și pleda cauza și a lor și a colegilor lor, sunt cei care ne reprezintă și se reprezintă în cadrul organizațiilor internaționale. Sigur, ne referim în primul rând la Inclusion International, organizația persoanelor cu dizabilități intelectuale la nivel internațional, respectiv Inclusion Europe, și la Comitetul de Femei de la EDF. EDF este European Disability Forum. Deci forum de altfel, sunt organizații la care voi sunteți afiliați din umbrelele din care voi faceți parte și aduceți acolo expertiza din România. Așa este, și una dintre autoreprezentantele noastre este o beneficiară de noastră, este membru permanent în această comisie de femei a EDF-ului. Ei sunt foarte, o comisie foarte activă, au multe, chiar și în această perioadă de pandemie, au avut multe conferințe online și au o politică activă de promovare a femeilor cu dizabilități, Luminița, beneficiara noastră, fiind singura cu dizabilitate intelectuală. Celelalte doamne sunt cu alte tipuri de dizabilități. A fost de bună seamă această perioadă pandemică pentru toată lumea, o perioadă extrem, extrem de dificilă. Mi-aduc aminte eforturile voastre extraordinare pe care le-ați făcut ultima dată când am vorbit anul trecut în plină stare de urgență. Erau oamenii voștri, angajații voștri care s-au izolat în case alături de beneficiari tocmai acolo unde trebuia oferit acest sprijin. Și vreau să te întreb acum, Laila, când avem acest răgaz, pentru că, nu știu, autoritățile ne spun că pandemia încă n-a trecut și poate că mai vin valuri, dar parcă acum suntem într-o etapă mai bună. Cum simți că i-a afectat pe beneficiarii voștri, i-a transformat cumva, a adăugat probleme sau dimpotrivă ies mai întăriți din această experiență nefericită pe care omenirea a traversat-o? Aș vrea să zic că ies mai întăriți, dar din păcate avem mulți beneficiari care, pe de o parte, au avut diferite forme de anxietate, de depresie datorită izolării, rupând legătura cu centrele de zi pe perioada stării de urgență, iar apoi ulterior, până nu a apărut vaccinul, am avut perioade lungi în care, datorită necesității de a respecta regulile de distanțare, numărul beneficiarilor a scăzut foarte mult, pentru că trebuia să asigurăm acei 2 metri între beneficiari, plus că avem un grup, în cazul persoanelor cu dizabilități intelectuale, avem un grup care nu poartă mască, tocmai datorită dizabilității intelectuale, și atunci acest grup nu a mai putut frecventa centrul de zi. Acum suntem și noi cumva curioși să vedem de la întâi, când revenim la programul dinainte, cum vor merge lucrurile, și sperăm să nu mai avem focare, pentru că pe parcursul anului, ultimului an, am avut la 3 dintre locuințele protejate, am avut focar de COVID și a fost o experiență traumatizantă pentru toată lumea. Noi vă dorim multă, multă sănătate și să fie bine, să vină și partea asta de unitate protejată care să aducă și mai multă incluziune. Mulțumesc foarte mult pentru prezența la Fără Prejudecăți. Doamnelor, domnilor, Laila Unu, director general al Fundației pentru Voi de la Timișoara, vă reamintesc că model de bune practici în incluziunea tinerilor și adulților cu tulburări de spectru autist. Așa cum v-am obișnuit de fiecare dată, Andreea, colega noastră, e pregătită să ne aducă ultimele informații din domeniul dizabilității. Te salutăm, Andreea, bine ai revenit! Te salut și eu, bine te-am regăsit! Despre ce vorbim astăzi? A avut loc în data de 21 mai un fel de un concurs internațional pe care l-am putea descrie ca pe un fel de Eurovision pentru nevăzători. A fost prima ediție a acestui concurs. Ei bine, tu știi, acum cred că îți dai seama că eu nu sunt neapărat de acord cu genul ăsta de concurs, adică de ce un concurs muzical special pentru nevăzători? Ăsta chiar e domeniul la care persoanele cu deficiențe de vedere ar face
față și în competițiile obișnuite, numai dacă nu se justifică prin faptul că, într-adevăr, Eurovizionul general, ca să-i spunem așa, este acum mai mult despre reprezentația de scenă, nu atât despre muzică. Dar ce practică segregaționistă totuși, nu? Cei fără dizabilități se duc la Eurovizionul clasic. Dacă ești nevăzător și vrei să te înscrii în concursul muzical, acest așa numit Eurovision, te duci dincolo. E cu totul altă ligă, să spun așa. Exact, exact. Nu, am ținut să pomenesc despre el doar pentru că reprezentantul României a obținut un loc destul de bun, cred eu, pentru această primă ediție, mai bun, de fapt, decât reprezentantul României la Eurovizionul general. Ce trebuie să știm despre reprezentantul României, că este vorba de Filip Dan Robert din Cluj, un artist... Și care a fost invitat în alte ediții ale emisiunii noastre, la Fără Prejudecăți, ba mai mult decât atât, chiar ne-a și cântat în emisiune, a venit cu chitara, nu? O dovadă în plus a faptului că, de fapt, nevăzătorilor le lipsește văzul, după cum foarte bine știm, nu vocea și talentul. Exact, el este un artist de folk, în general, foarte bun, chiar este de apreciat că a participat totuși la acest concurs având în vedere că a aflat de el, din câte am înțeles, cu vreo 2 săptămâni înainte să existe. Și iarăși un lucru destul de interesant, dar dezavantajos pentru el, că doar Filip Dan Robert și reprezentantul Elveției nu au avut în spate o organizație. Ori noi știm cum se desfășoară și la Eurovizionul general și mare și gras votarea. Adică cine pornește din start cu o anumită bază, este clar că va obține mai multe puncte dincolo de talentul muzical. E propulsat undeva pe locurile superioare ale podiumului. Clar, așa că el a pornit cu un dezavantaj net din faptul că nu a avut o organizație în spate. Eu îi doresc mult succes și dacă va dori să participe anul viitor la acest concurs și atunci poate că vom afla un pic mai înainte de el și poate îi vom putea da și noi o mână de ajutor dacă tot nu are organizație. Îți propun să luăm legătura cu el, mai ales că e un prieten al emisiunii Fără Prejudecăți, să-l invităm edițiile următoare să ne spună despre ce este vorba și cum s-a simțit în acest concurs. Eu am făcut asta deja, pe Radio Cluj va putea fi auzit duminică după amiază și va povesti despre cum a fost la acest concurs, cum i s-au părut, care i-au fost primele impresii de la această ediție. Și apoi îl veți vedea și dumneavoastră la Fără Prejudecăți. Despre economie socială vorbim acum. Da, dacă tot se termină luna mai, aflăm și noi că este dedicată promovării economiei sociale. Acum, economia socială este un concept care a apărut cam după Revoluția franceză, deși pe atunci socială încă se confunda cu socialistă, adică cu niște tentative utopice de comunități bazate pe cooperare mutuală și așa mai departe, care nu au avut succes. Astăzi, în Uniunea Europeană, economia socială poate fi de 2 tipuri majore, simplă sau de inserție. Adică, de exemplu, cum avem noi unitățile protejate în care 30% dintre angajați fac parte dintr-un grup vulnerabil. Cam 2,8 milioane de întreprinderi sociale există la nivelul Uniunii Europene, ceea ce înseamnă 10% din afacerile existente tot așa la nivel european. România, în schimb, în particular, nu stă la fel de bine. Practic ne aflăm la coadă și iarăși ne aflăm la coadă prin faptul că suntem singura țară din Uniunea Europeană care nu are o instituție financiară dedicată pentru a se ocupa de aceste întreprinderi sociale. Autoritățile noastre au considerat că a adopta luna mai pentru promovare și conștientizare în 2015 este suficient ca măsură. Mărturisesc că al treilea subiect, acesta pe care îl vom aborda acum și pe care Andreea Mila a scris în desfășurător, nu l-am prea înțeles. Pedepse aplicabile copiilor cu cerințe educative speciale în școlile publice din America? Ai scris bine și eu am citit bine, dar chiar nu pot să înțeleg la ce se referă. Este vorba despre faptul că urmează să se adopte o nouă lege în acest sens în Statele Unite, adică acei
copii cu cerințe educaționale speciale când sunt agresivi la școală, când se va considera că nu au un comportament potrivit, nu vor mai putea fi izolați temporar pentru a se calma sau știu eu. Măsura ar părea bună la prima vedere, dar a fost criticată dintr-o direcție neașteptată, din partea părinților. Adică avem pe de o parte o statistică, niște cifre care ne arată că, într-adevăr, în ultimii ani, din 2017 începând, acest gen de pedeapsă s-a aplicat cam des, s-a aplicat mult mai des decât ar fi fost cazul. Adică un copil pus la izolare, temporar, în caz că au avut loc anumite incidente. Pe de altă parte, unii părinți sunt de părere că, în acest fel, profesorilor nu le va mai rămâne nimic în mână pentru a dirija comportamentul și a cizela comportamentul copilului respectiv în caz că sunt probleme. Pe de altă parte, și îmi cer scuze că te întrerup, trebuie să spunem acest lucru, vin multe rezultate ale unor studii din zona psihologiei care spun că acel celebru time-out, căci despre asta e vorba, izolarea, scoaterea afară, era în vogă cu ani în urmă, 2004-2005, nu e așa de eficient cum se credea și că de fapt nu aduce îmbunătățiri comportamentale celor care se află în astfel de situații de comportamente hetero sau autoagresive. Te rog, Andreea. Este foarte controversată discuția. Așa cum ai văzut, este pusă în discuție, este contestată tocmai din direcția părinților. Dar, într-adevăr, nu are efectele pe care le pretind profesorii sau conducerea școlii respective, dar America a fost în mod surprinzător destul de în urmă la aruncarea la gunoi a unor măsuri pe care studiile au ajuns să le arate ca fiind ineficiente. Ne aducem aminte și de terapie prin șocuri electrice, la care s-a renunțat abia relativ recent, adică acum câțiva ani, în mod legal. Nu se mai practica, într-adevăr, în ultimii ani, dar în legislație încă mai apărea. Andreea, îți mulțumesc foarte mult pentru aceste subiecte pe care le-ai documentat și astăzi. Ne revedem săptămâna viitoare. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, pentru că ne-ați urmărit. Fără prejudecăți, la final, rămâneți alături de programele televiziunii române. Eu sunt Ovidiu Damian, să aveți o zi excelentă. La revedere! Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.